Parlamentarul Florin Gheorghe a inițiat un proiect de lege prin care intenționează să modifice felul în care se poate obține permisul auto prin introducerea unor probe suplimentare. Am propus ca probele de examinare pentru obținerea permisului să fie 4 și nu 2, cum sunt în prezent. Astfel, pentru a obține permisul de conducere vor fi obligatorii atât proba teoretică, cât și 3 probe practice: proba de condus în poligon, proba practică de traseu în localitate și proba practică pe timp de noapte, a spus Florin Gheorghe. Dacă un candidat nu va reuși să treacă de una dintre aceste probe, trebuie să reia întregul proces de examinare, dar nu mai devreme de 30 de zile de la ultima testare. Deputatul a motivat inițierea acestui proiect de lege prin slaba pregătire și slaba examinare a conducătorilor auto. În ultimii 26 de ani, condițiile și modalitățile de instruire și de examinare a noilor conducători de autovehicule s-au relaxat atât de mult, încât nu m-ar mira ca din populism să auzim că s-a renunțat definitiv la examinare, iar permisul se obține mai ușor decât un bilet de autobuz, poate chiar prin SMS, a afirmat deputatul. Proiectul va intra în dezbatere și va fi supus votului în Parlament. Potrivit statisticilor, la sfârșitul anului 2015, județul Giurgiu se situa pe ultimele locuri în ceea ce privește rata de eliberare a permiselor de conducere, cu 73.549 de persoane.